consilieri vin în cadrul primăriei și vor să ajute cetățenii. Din partea mea, tot concursul, Doamne ajută, e un lucru foarte bun. Numai că, din, să zicem, exces de zel, au un comportament agresiv, autoritar față de colegii mei. Și nu sunt de acord cu asta. Sau poate iritant. Iritant nu este. Iritant este în măsura în care devine... vă rog să nu filmați, pentru că este o discuție Hotărârea o semnă, trei consilieri, corect? Da, trei consilieri se semnează, dar... Fiți la adresa ta. Urmiți-i noi, prezident! Acum, ideea este așa, dați înainte, prezident, dar nu vă spun așa, vreau, sunt obligată să suplimentez ordinea de zi. V-am trimis ordinea de zi așa, dar ieri am fost obligată să suplimentez ordinea de zi cu două proiecte, unul rectificare de buget, doi, aprobarea unui plan de servicii sociale. O să-i dau domnului, faceți din asta sau cu domnul ăla? Spuneți-le cu ce suplimentați și... Deci, supuneți la votul dumneavoastră. Mai întâi procesul verbal de la trecută. Ordinea de, deci, a fost ședință de îndată. Au fost 10 consilieri prezenți din 13. Au fost pe ordinea de zi rectificare bugetară. Și aprobarea de achiziționării de servicii juridice. Ordinea de zi a fost supusă la vot și aprobată unanimitate. A fost aprobat procesul verbal al ședinței anterioare cu unanimitate de voturi. Domnul primar a dat citire proiectului de hotărâre și anexelor privind rectificarea bugetului care a fost adoptat unanimitate. Secretarul OAT a furnizat informații cu privire la cauzele în care OAT Parava are cadrat de curăță și a rugat consiliile să aprobe proiectul de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. Domnul președinte de ședință a mulțumit pentru ședință și a declarat ședința închisă. Mai scriu ceva? Am înțeles că vreți să suplimentați ordinea de zi, nu? Da, da. Cu două proiecte și anume o rectificare de buget și aprobarea planului de servicii sociale de 2018. Băi, bă, supunem-te la votație de acord cu suplimentarea ordinea de zi. Cine este pierdă? Da, ce pierdă și... Dar dai dați ce pierdă să te înscriți da, deci ați aprobat suplimentarea, da? Da, suplimentarea, da. Dar dați ce pierdă de acord. Câte voturi? Pentru câte... Ordinea care este, este primul, este adisul, că el era pe ordinea de zi. Așa, să se dau din ultima. Cine voi noi am avut. Pe de-a ne-am studiat, ne-am întâlnit.
n-am întâlnit și pe comisii. Așa. Păi și să trece direct la primul hotărâri? Da, păi de hotărâri și dezbate, nu are rost. Nu? Vreți? Vreți, domnul Cotrescu? Nu, nu, dacă toată lumea vrea ce... Păi, domnul Cotrescu. Deci, cum vreți? Da, domnule, la dezbatere, la dezbatere. Poate sunt care nu l-au citit. Haide că nu-l citești cu replic. Da. Tot regulament? Cu regulamentul? Nu regulament. Proiectul de hotărâri. Proiectul de hotărâri. Da. Bun. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind numărul utilizatorilor serviciului public de salubrizare, în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Consiliul Local al Comunei Parava Speță Bacău, având în vedere hotărârea Consiliului Local numărul 26 din 28.04.2009, privind aprobarea participării Comunei Parava în calitate de membru fondator la înființarea ADIS, adresa numărul 2680 din 27.09.2018, a ADIS, prin care solicită aprobarea regulamentului privind numărul utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare, prevederi legii numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completări ulterioare, prevederi legii numărul 51 din 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, articolul 8 aliantul 3 litera C, cu modificările și completări ulterioare, prevederile adunării generale a asociațiilor ADIS numărul 7 din 2018 privind aprobarea modelului de regulament privind numărul utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Analizând expunerea motivele a primarului, raportul domnului viceprimar, avizul favorabil al Comisiei de Specialitate și în temeiul prevederii articolului 45 aliatul 1, colaborat cu prevederile articolului 115 aliatul 1 litera B din legea licitației publice locale numărul 215 2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă regulamentul privind numărul utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare prevăzută în anexa 1, ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Primarul Comunei Parava, prin intermediul aparatului de specialitate, va aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri. Articolul 3. Prin grijă secretarului Comunei Parava, județul Bacău, prezenta hotărârii va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Instituția prefectului județul Bacău, în vederea verificării legalității, primarul Comunei Parava, județul Bacău și compartimentul de specialitate. Păi nu, haideți să vedem ce neclarități sunt și dacă poți să răspundem în anexă. Cine vrea să ia cuvântul? O declarație prin care câte persoane, nu? Da. În cazul, în care se întâmplă, nu pleacă. După 30, după 90 zile, anunță cu documente justificative și este scos. Bun. Noi chiar am discutat o chestie. Deci, copilul pleacă la școală. La un exemplu, în luna septembrie, da? Eu vin în septembrie, în decembrie, nu? Trec alea 90 zile, sunt declar, pe activit, că nu mai este trecut la mine, la salubritate, da? Deci... Pe asta vreau să vă mulțumim. Nu, după dar este la alta. Haideți să vă spun ceva. Unii trebuie să vă spun. În discuțiile pe regulament, utile. În sensul că nu îl putem modifica. Absolut deloc. Da, nu. Înțelegeți? Dar trebuie să-l votăm. Da. Nu. Votăm. Deci, votăm să-l votăm. Nu ne obligăm să votăm. Ideea era așa. Ori îl aprobăm așa cum e, ori îl aprobăm. Adică, nu, dar noi discutăm acum. Pentru că eu am cerut inițial, domnule, eu vreau un format Word ca să-l pot modifica. Înțelegeți? Nu. Eu am cerut. Zice, nu, îl trimitem așa ca să nu modificați. Și m-am liniștit în momentul ăla, știți? Așa. Deci, cu alte cuvinte... Nu, ori... dar lăsați-mă și pe mine. În regulament spune clar, da, la capitolul 2 cu 2, declarație de impunere, articolul 3. Pentru identificarea numărului de utilizatori a serviciului, în vederea stabilirii obligațiilor de plată, proprietarii de imobile sau beneficiarii serviciului de salubrizare după caz au obligația de punere, declarație de impunere,
Dată de pe propria răspundere conform modelului stabilit în anexă 1.4. Probabil că undeva pe aici avem da, 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 da. În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Deci în termen de 60. Deci poate fi și a doua zi. Absolut. Da? Utilizatorii casnici, persoane fizice, care beneficiază direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciul public de salubritate, în condițiile legii, persoane fizice care locuiesc efectiv într-un imobil cu distanța de locuință, proprietatea unei persoane fizice juridice, deci într-un imobil cu destinația de locuință. Da, pentru că poate fi și sediu social, poate fi și neapărat fizice juridice, sau proprietate de stat, au calitate de beneficiar. Utilizatorii non-casnici, care muncează direct sau indirect din cauza colectiv de serviciu public de salubritate cu înțelegii, persoane juridice, ce desfășoară activitatea în imobile situate pe teritoriul Județului Administrativ Teritorial Urbane și Rurale, membrii sau calitate de beneficiar. Dar regulamentul se referă pe tot avisul, adică inclusiv agenții economici și au această obligație de a da, a depune această declarație de impunere, dar nu o depune la noi. Ba da, acum, acum da, da, depune la noi. Acum conform ăsta o depune la noi, au alt tip de declarație. Înțelegi? Păi și contractul bănuiesc îl fac tot cu operatorul, nu cu noi. Contractul e cu operatorul, dar în cazul... A depune și declarația la noi, noi trebuie să fie de operator. Sociale, la sedii sociale la noi. Da. Noi ne refeream de o prima la articolul 11 cetățenilor care existesc din localitate cel puțin 90 de zile consecutive dintr-un an calendar. Este și da. Probează acest fapt cu documente justificative de tip viză de flotant, contracte de muncă în străinătate da. Sau alte documente justificative, li se va recalcula taxa de salubrizare datorată. Păi în momentul în care pleacă copilul la școală, așa. A doua zi, da? Cu adevență de elev, din care spune copilul Mărescu va frecventa și va sta la internat sau lucruri de genul acesta, va frecventa școala nu știu ce, da? În momentul în care stă cu și este scos de la taxa. Bun. Dar eu plătesc gunoiul, taxa, la începutul anului, pe tot anul, da? Vi se recalculează. Asta vreau, cum? Lasă și nu am. Și întrebare înapoi sau în anul următor? Nu, eu asta bănesc în anul următor, mă. Se merge. Asta vreau să lămurim. Acolo spune că se compensează conform codului fiscal. Da, da, da. Înțelegeți? Și codul fiscal nu te înceapă banii. Nu, am avut noi aici ce vădă, deci pe comisie. Deci asta era ideea. În anul următor se recalculează, deci eu intru cu un minus până când ajung la... Apoi spune clar, se face conform codului fiscal. Codul fiscal spune că nu dă banii înapoi niciodată. Asta nu dă banii. Ei compensează. Nu poți să arăți cum corect. Ați pomenit acolo ceva de cei care beneficiază în condițiile legii de servicii de salubrizare. Nu știu dacă e cazul să le iau, dar dacă nevoie am să le iau ce am spus și eu mențin ceea ce am spus, acolo unde nu ajunge mașina, să nu cedem bani la oameni. Nu-i drept. Corect. Și nu e spiritul legii. Legea 201, care e principalul izvor de drept, asta e contractul cadru, da? De la firmă. Care l-am și eu aici, văd. Dar izvorul de drept este legea, da? Și legea spune că trebuie să vină la limita proprietății. Dacă nu poate să ajungă, am văzut că ați demarat niște lucrări foarte frumoase, prin sate, prin comune, să lățiți drumurile, să le amenajați, să ajungă mașina, sunt pentru. E foarte bine, eu abia aștept să ajungă mașina la mine, ca să pot să dau banii cu tot dragul. Și la fel cred că gândesc toți cetățenii. Sunt pentru bună colectarea banului public, dar în spiritul legii. Asta consemnez? Vreți consemnez? Dacă da. Vreți, puteți consemna, pentru că eu asta am spus-o de astă iarnă, de la începutul anului, mențin și în continuare așa cred. Văd că ați dezvoltat rețeaua de drumuri să fie circulabile, să ajungă mașina. E foarte bine. Sper să reușiți în toate ulițele din comună și asta este. Deocamdată, acolo unde nu ajunge, nu sunt pentru a lua banul oricui. Mi se pare un abuz ca să luăm banii oamenilor. Am auzit cazuri când le s-au luat bani și nici n-au știut pentru ce. Am plătit gunoi, zice, dar la mine ajunge mașina. Păi și ce ai dat? Păi nu, cum i-a luat, așa. Și ei nu au plăcut. Asta e... Trebuie să existe persoana de la comună, să ducă să întrebi, doamne, păi gunoi ce faci, unde îl duci? Când a venit purtat, nu aici, când a venit purtat de conturi la Maia, înțelegeți? Da, am înțeles.
și acolo, când tot așa mașina din gunoi se ajungea, nu știu ce, nu știu cum. Taxa de gunoi se colecta prin primărie și se furniza către societatea care presta serviciul. Și Curtea de Conturi a spus ceva de genul acesta. Voi colectați taxa de gunoi, dar nu o furnizați către societatea respectivă. Dar voi colectați taxa de gunoi. Deja e o altă problemă. Deja e o altă problemă. Și mai este o problemă. Ce spuneați dumneavoastră? Ce fac oamenii cu gunoi? Vreți să vă mai spun o situație? Sunt pe țârmă, probabil. Da, nu, pe o gârdă, dacă au aproape, sunt sardine la o gârdă. Vreți să vă mai spun o situație? Sunt oameni la care ajunge mașina, plătește și gunoiul omul respectiv, dar el din obișnuință tot umple căruța sau remorca și nu ce am pe părtoare. Deci, eu vă spun ce a spus Curtea de Conturi. Atâta timp cât stai într-o comună, faci gunoi. Deci clar, generezi gunoi. Deci clar, și plătești taxe da. Și gunoi. Și totodată, dacă ai o educație ecologică, nu scoți gunoi din cură. Da, și alte beneficiari de un vici, alte beneficiari de altul care se duce cu ei și strânge gunoiul, nu-i și acolo cheltuia. Așa este, da. Dar să-și trebuie să plătească. Sunt alții care fac curățenie. Vis-a-vis acesta, aș trebui să vii și o problemă. Ulița Cămin. Sunt trecuți la gunoi, dar nici măcar nu li s-a amenajat un spațiu unde să ducă cu tomberoare cum s-au mai am făcut în ulițe. Păi acolo, păi de ce ai pus la taxă dacă ei nu au așa ceva? Păi eu așa zic, că nu e corect. E diferent, am spus. Se fac pași. Că se colectează. Păi nu, primăria ia bani și atunci tu trebuia să ia niște minimi condiții să-i asiguri omul ăla. Păi poate când de timp va face și nu până. Dar întâi iau bani și după aia îi facă condiții. Deja ei sunt puși, de la începutul anului sunt puși la plată. Nu li s-a pus acolo tomberoarea care omul când vine în cursul săptămânii, pune gunoi acolo, vine să ridică cum sunt în alte locuri. Deci acolo nu s-a pus nimic. Dar ei sunt trecuți. Nu li s-a dat tomberoarea nimic. Știți, domnul primar. Am purtat o discuție cu conducerea la un prest. Sperăm ca într-o săptămână să ne suplementeze numărul de recipiente, containere mari de 100 de... 1000 de litri. De 1000 de litri. Avem problema asta pe uliță la Târnasă, la Rădoaia. Avem problema asta la uliță la Cămin. Da, și pe uliță la Cămin ar fi locul să fie amenajat, să fie pus acel... O să încercăm să ajungem până la pod, cu ocazia balastării astea care am făcut-o sau cu care mai continuăm și săptămâna asta, mai lărgim drumurile, încercăm să mai trecem vegetație, să mai toaletizăm cumva vegetația, deși acolo avem un mare de cetățenii. Să încercăm să accesibilizăm accesul mașinii până la... Unde se poate, eu înțeleg că nu se dă, până unde se poate, da? Deci aici au fost trecuți la taxă, la noi, dar nu s-a făcut nimic. Nici măcar până la același punct, unii pot intra așa urmă. Deci propunerea mea este oamenii să plătească din momentul în care beneficiază din serviciul respectiv. I-ați înțeles. Cred că mi-ați înțeles punctul de vedere. Nu al meu, al Curții de Conturi, vorbesc care vrea, din punctul meu. Eu v-am explicat cum... Păi nu, cineva nu și-a făcut treaba asta. Haideți să lăsăm societatea de... E vorba, dar nu și-a făcut treaba. Vreau să spun acolo acel... Curtea de Conturi a spus așa, încă o dată. Dacă operatorul nu ridică gunoiul, nu-i dați bani. Clar. Dar voi, primăria, colectați bani. Și-l puneți... Așa mai departe. Păi cum să iau un pe la îl folosești ca venit propriu. Dom'le, dar nu l-am beneficiat de serviciul ăsta cum să iau bani? Primăria, eu primăria. Dom'le, el a generat gunoi. El a făcut ceva cu gunoiul ăla. Deci oamenii... Vorba domnului Boboc, ai strâns gunoiul cu oamenii la ajutor social. Oamenii beneficiază de acest serviciu, dar că unii beneficiază mai anevoios. Adică e vorba de acele uliți unde mașina nu are acces. Dar ei beneficiază. Deci acel container, numai că e pentru cetățean, îi incomod să vină cu sacoșa de gunoi din barar să aduc... Și să mai și plătească. Să mai plătească, dar gunoiul lui este... Nu, dar eu n-am avut problema. Ridicat, problema că aici era locul să pună acel tomberon și omul venea să pună și îi luai și bani. Dar nu s-a pus. Nu s-a pus. Deci mă refer de timpul nostru, da. Către Adis, nu am spus numai de problema mea. Am revenit acum și așteptăm săptămâna asta, celălaltă masă, să nu mai ieșim de sumă de containe. 8, la număr am. În cazul ăsta, persoane care nu au plătit și nu au beneficiat de cel serviciu, și sunt multe, chiar multe la noi. Nu, că ei spun că doar noi nu plătim, bine, dar eu să rămână... Atât de distanță, nu știu ce e judecată primăria, au plătit și nu au beneficiat. Eu am câțiva chiar care locuiesc în oraș și îmi fac acolo. Dar nu puneți oamenii să facă lucrurile astea, pentru că oamenii vor pierde procesul și vor rămâne cu cheltuieli de judecată. Cu siguranță. Cu foarte mare judecată. Dacă nu locuiesc în sat și au altă locuință în oraș. Nu, dacă oamenii nu locuiesc,
plătesc în sală, a fost... Sunt obligat o persoană să plătească. Nu, nu, dacă oamenii plătesc în sală. Nu locuiesc în sală. Nu trebuie să ne dea în judecată. Vin, fac dovada că nu locuiesc în sală. Înțelegi? La fel, de ce spuneți să dea în judecată? A trebuit dat în judecată. Nu e un așa procedat. Deci, în regulament, noi am discutat și pe tema asta. Deci, dacă nu locuiești în localitate, să treci o persoană. Ce știam? O persoană în regulament. O persoană. Ba da, scrie în regulament. Scrie în regulament și vă spun și de ce scrie. Pentru că acești oameni care au domiciliu de Bacău, și v-am mai dat exemplu, unul dintre exemple este sora mea asta, dacă te referi la mea în cașă, da? Probabil că la ei spui. Mai multe dacă sunt întâi, vreo 5, am luat două exemple așa. El locuiește efectiv aici, nu are domiciliu de Parama. Da? Are de Bacău, da. Are de Bacău. El, la rândul lui, este obligat să plătească și la Bacău, pentru că și eu am discutat cu lui. Da. Și el trebuie să depună o declarație și aici. Și aici. Deci da? El nu locuiește, da? Că nu are domiciliu stabil, dar el locuiește efectiv la Parava zi de zi. De 30 de ani, da. Trebuie să plătească. Și trebuie să plătească. Și omul e conștient și o să da, dar mai cheamă să plătești și la Bacău. Vină la mine să-ți dau o adeverință că locuiești rotant la Parava și că plătești salubritatea la Parava, să fiți cu tine de Bacău. S-a făcut lucrul ăsta, s-a dus la Bacău și a zis, nu, o persoană tot plătește. O persoană îți plătește. Că în weekend, sau nu știu, vii să faci o baie, că nu o să faci la țară, mă rog. Și așa spune că generezi cu noi pe perioada aia. Așa este în regulament, domn primar, spune clar. Dacă ai o locuință de vară sau o locuință temporară, tu nu vii permanent și locuiești la Parava. Dar vii săptămânal sau un weekend sau la o lună. Generezi gunoi și acel gunoi de-aia te pune și în regulament. Ce fac? Plătește mai puțin acolo, că stă mai puțin acolo, dar beneficiază de serviciu atât acolo cât și aici. Plus că cei care nu au beneficiat, domnul Făiertaz, cei care au beneficii, care nu au beneficiat de serviciu de salubritate, dar totuși gunoaile le-au aruncat undeva acești oameni. Și am văzut domnul și pe vremea când era domnul vice, domnul Bobov, cu cei de la ajutorul social, cu căruțele, s-au strâns gunoaile. Da, deci da. Acei oameni, deci nu spune că uitați nu beneficiezi. Uitați că am și găsit articolul ăsta. Pentru imobile care sunt locuite temporar, case de vacanță, apartamente sau imobile locuite temporare, deci, și nu sunt imobile de domiciliu sau reședință, obligația de a declara numărul de utilizator revine proprietarul, taxa lunară fiind calculată luându-se în considerare o singură persoană. Declarația se depune pentru fiecare unitate locativă deținută. Adică mai multe lucruri, dacă are 3, 4, 2, 1... Cum spunea doamna secretară, tu nu beneficiezi de serviciu, dar tu produci gunoi. Corect. Cineva trebuie să-l strângă, mă. Cineva trebuie să-l strângă până la urmă. Tu unde aduci gunoi? Vreți să spuneți că dacă domnul vice împreună cu cei care adună gunoaile din păduși peste tot, adună inclusiv gunoaile mele care n-arunc gunoaie acolo, de ce credeți că dacă... Dar nu poate că nu arunce acolo, dar de ce nu poate aruncă? Dar nu arunc nicăieri. Dar atunci unde aruncă gunoiul? Persoanele care... Nu, nu, i-am spus altceva. Eu am vrut să scot în evidență altceva, să se pună acel tomberon acolo, ca să nu se mai arunce gunoaiele aiurea și să se ducă acolo. Eu asta am vrut. Să nu înțelegeți că vreau să mă sustrag sau că învăț pe cineva să se sustragă de la nu mai spun că există riscul să ajungă cu noi. Dacă s-a cu gunoi, asta îți plătească primăria mea, evident, nu? Mai ales că mai avem și camere acum. Aia avem și noi. Eu vreau să completez domnul Rimașa. Am mai avut discuții cu el lunare. Am explicat când vine balastarea, atunci vom mări și drumul spre Măraș. De vineri, dacă nu deranjează asfaltarea acolo, va intra mașina până în jos la bază. Va intra mașina, dacă va veni iarna și se va nu mai intra. Iarna mai discutat persoanele acolo care sunt. Dacă vă aduceți aminte într-o ședință, am mai discutat noi, nu știi domnul Mace. Deci, persoanele bătrâne de acolo de jos, da? Și hotărâm noi atunci persoanele ajutorul social să-i ajute, s-a făcut treaba aia. Pentru trei cetățeni. Pentru cetățenii, deci se duceau Marta și îi ajutau. Nu s-a făcut, nu am plătit. Ideea este că dacă nu s-a făcut, nici n-am plătit. Păi au plătit sau nu au plătit? Păi stați că acum... Unii... Eu am spus că nu plătesc. Unii au plătit. Nu știu dacă, nu m-am pus la fiecare zi. Că mulți m-au spus și doamne, păi mi-au oprit. M-au oprit și dacă am vrut și dacă n-am vrut, când m-am pus la impoze, mi-au luat și gunoi. Păi și nu am venit niciodată. Aici vreau să spun că nu-i corect. Mașina vine fiecare săptămână, domnule Lașa. În Mărat, dacă se pune niciodată. Și eu stau în Mărat. Și vorbim. Eu nu car gunoiul cu sacul și plătesc tot eu. Deci încă o dată vă spun, taxa de gunoi se oprește indiferent că vine mașina, că nu vine, pentru că fiecare om produce gunoi.
A venit cineva la mine și a văzut că scot gunoi pe poartă și îl duc undeva? Nu, în curtea mea îl duc. Dacă vine mașina, o scot pe poartă și îl pun la tomberon și le ia mașina. Și atunci plătesc. Problema e ce se întâmplă cu acele persoane care și generează gunoi, li se și beneficiază de serviciul respectiv, dar nu plătesc gunoiul. Mă mai bine decât asta. Problema e pe ce? Aici nu știu dacă trebuia să puniți întrebarea asta, domnul Bucă, trebuia să ne punem întrebarea toți, noi, cei prezenți în această sală astăzi, facem ceva să-l convingem pe acel om? Trebuie să faci. Eu vă spun că eu personal fac. Am avut caz cu vecin de-a meu care a spus că nu plătește, că nu face, că nu deci stă la drum, stă două case de-a de-al de mine. Vreau să spun că anul ăsta au venit și au plătit cu noi pe toți anii din urmă. Da, cu o leacă de muncă. Da, și noi facem treaba asta. Dacă vine mașina, până la urmă, omul nu reușește, nici noi să-l convingă, nu reușește nimeni să-l convingă. Încă am reușesc. Uite, eu cu toți care am stat de vorbă, am încercat să înțeleagă, inclusiv cazul de pe uliți, explicându-le, dacă stai la etajul 10 și tomberonul nu mai funcționează, că nu se mai folosește acea genă de gunoi, cobori cu căldare de gunoi de etajul 10. Cu care am stat de vorbă, da, în mare parte, da. Oamenii destul de greu de convins pe tema asta. Dacă mașina trece, indiferent că scoți sau nu gunoi, poți să-i spui unul care plătești. Eu ți-am oferit un serviciu. M-am chinuit, m-am străduit eu cu una Paraba, unitatea administrativă, ți-am oferit serviciu de colectare a gunoaielor. Da? Domnule, ce? Locuiești la o jucare? Nu vine mașina, cum să dau bani? Bun, cât e ăla? 8, 9, 10? 9. Cine ți-a gunoi de pe ușă? Nimeni, noi îl ducem. Haideți să vorbim de Paraba. La fel. Nu stau la bani. Deci nu mai spus treaba. Și dacă nu merge liftul, că... Asta merge, merge un om bătrân, coboară jos 10 etaje și își duce gunoiul. Dar nu e jos la bloc. Trebuie să ducă la tonjeroare. Eu spun așa, am cazuri în comun, într-adevăr, unde e o bătrână și poate nu poate să meargă 30 de metri. Vom identifica și acolo probleme. Dar sunt și persoane, poți să le pui 20 de tomberoane, tot aruncă ele. Și acolo e problema cea mai mare. Problema... Mai, mai rău că noi agităm să facă panorama tot. Iar problema cea mai mare sunt podurile care pe uliți nu, poate, nu poate intra mașina. O altă problemă care tot nouă ne-ar aparține cel mai mult și mai mult, s-au adus containerele pentru reciclabile. Pe toate le văd aruncate prin șanț, intenționat, intenționat lângă ele cu noi menajeri sau, mă rog, noi care trebuie să-l dea la... Îl aduce acolo și-l lasă lângă, pentru că alea sunt cu chei, alea sunt placă, pentru peturi, pentru sticlă. De exemplu, ridicați-vă o problemă la intrare în comună, da? Da. Bun, acolo sunt camere, de la vedere, poate dacă e camera să vedeți că a dus gunoi acolo și atunci chem și... Nu? Păi n-am zis că nici nu le folosește, deci nu duce, nu că se duce. Ba nu, se lasă intenționat. Da, nu sunt de acord, dacă ai camere și monitoriza video spațiu. Nu, nu, vorbim de străoani, nu avem camera. Păi le-a spus unde? Acolo, la monument. Le arunc în fiecare săptămână. Păi la acolo, sunt, asta spun. Aici mai puțin, a fost un caz și s-a rezolvat acolo. S-a dus cu punga de gunoi, a văzut că n-are pe eu m-am dat la Rompres, mi-a dat o cheie. Mi-a dat o cheie care să desfacă o cheie, să desface și cu patent, nici eu n-am știut. Mi-a dat cheie, cheia este mașină pentru cine are undeva, am pus problema mea, am peturi, înseamnă bidoane de 60 de litri, care nu poți să le bași pe sau policarbonatul de la stație de microbuz. Sau policarbonatul de la stație de sau folia care am folosit-o pe la culestruguri. Și mi-a dat omul cheie, desfac, ridic capacul și am pus recipientele mai mari care nu încap pe orificele la fontanie. Lasă acolo că le punem noi. Dar lucrul ăsta ar trebui să mai conștientizăm noi populația. Eu încep la orice discuții, fie pe drum, fie aici, fie oriunde mă întâlnesc cu omul, îi explic că lucrurile cam așa stau. Și cam ăsta e viitorul. Da. Nu neapărat să vin în mașină să-mi iei gunoi din poartă. Întâmplarea face că eu să stau la drumul principal și îmi lea din poartă, îmi lea. Dar lui tanti Dica, lui Bândac, care stă la uliță, coboară cu sacoșa și o lasă la poartă la Gicuță Bândac, unui containerul amplasat. Să aibă containerul, asta mă referi. Da. Păi așa și Mărară are containerul. Păi sunt pe aia, nu are containerul. Aici da, aici da, și uliță transă la Rădoaia, știu, m-am convins, am fost, am discutat cu Romprescu, sper să ne aducă containerul cât mai repede. Dar la Mărară acolo era unul... Acolo era containerul. Nu sunt la altă parte a satului, nu a fost niciodată în Mărară. La altul nu Varda și la Rădoaia. Era în deal, era, l-am văzut și acolo. Acolo a fost dus la Rădoaia Vale. Păi, am vorbit ca și la copiii și l-au deplasat, acolo a fost două contacte. Dacă mă ascultați și puneați o cameră și la intersecție așa, nu se stea două lucrurile, era bine?
Dacă spuneți că e problemă, păi nu se mai vorbea și nu mai auziți. Acolo sunt două să pădesc una pe altă. Nu există așa ceva. Una filmează partea aia și cealaltă în cealaltă. Cum se pădește? Da, am văzut spate una la altă. Am văzut, am uitat în magazinul la doamna de acolo. Și am văzut și m-am uitat. Ideea asta era, sunt două case. Și noi. Nu e adevărat. Nu e așa. Nu e adevărat. Să sapere una pe alta. Dar noi. Una pe alta. Am spus noi când vă urmă mai timp. Am putea să... Una filmează, să vădă și una în cealaltă parte. Acolo e necesitatea acolo la interse și către mărat. Nu e adevărat. Ne deranjează foarte mult. Pentru că noi ieșim din uliță și nu putem să vedem. Încerc să identific proprietarul. Proprietarul acelei mașini a fost o firmă care a făcut modernizare... E.ON. E.ON. Sau Delgaz, mai degrabă. Este un domn inginer. Eu odată am apelat la el. Aveam nevoie din acelă. Când am lăgit drumul la schirt în poartă la Agicuță Vârcolici. Mi s-a dat numărul de către firma colegă care lucra la deal. Ei, nu mai dau nici de aia. Și încerc să-l găsesc pe acel inginer și spun, domnule, vine și ridică-ți mașina de acolo. Mașina era defectă, că nici nu m-am putut să-mi dea, auzi, domnule, mașina e defectă. Și o am abandonat-o acolo. M-am sunat la primărie la tema așa. O luăm și-o bătăm cu urtea primărie și-o folosim. Dar nu-i ce defectă faci, e defectă mașina. O reparăm și-o folosim. Dacă mai sunt discuții prin marginea proiectului de hotărâri. Da, vreau să fac eu o precizare. Eu știu răspunsul, dar ca să știe toată lumea. Deci vorbim de o taxă specială de salubrizare. Este o altă taxă de salubrizare? De asta e specială? Pentru cine e special? Deci, da? Așa este termenul. Taxa specială este o altă taxă de salubrizare? Nu, taxa de salubrizare face parte din taxele speciale. Da? Deci e aceeași, nu că e aceeași. Știi toată lumea. Vorbim de problema avisului e că fiecare primar, cred că au încercat să plătească taxa asta cât mai puțin către adis și datorită acestor aspecte pe care le menționez și dumneavoastră. Da, știu că am pe nea puliță de vârful dealului până ajunge el cu noi la boboc la poartă, nu prea o faci. Faci un foc în curte și o dat foc acolo la gunoi. Sau nea, nu știu, tantii Valeria lui Burdiele din Mărasă. Știm asta, suntem conștienți și începem să dăm cât mai puțin locuitori la adis. Ca să fie și taxa mai mică. Ori adisul nu încasează și nu poate plăti operatorul. Bun, până la urmă o rămas. Știi că mai discutați în chestia asta la noi. Câți plătiți? O discutăm. Da, cel mai bine, așa? Și tot timpul e bătălia asta, între primar și adis. Nu se poate, că mă uit pe recensământ, mă uit pe listele electorale, aia atâția, de civii comunii și de locuitori. Ăsta e exemplu, nu că ar fi cazul nostru. Da? Și nu se încasează. Iar restul amenință tot timpul adisul și județul Bacău că vă părăsesc, că vă părăsesc. Pentru că nu suntem la zi cu plățele. Pentru că și noi încasăm prost și din cauza acestor avertențe și din cauza unor planici. Pentru că unii planici vin și plătesc la începutul anului, avem bani pentru câteva luni de salubrizare și până ne trezăm că nu prea mai avem. De-aia scuză. Cumva ar trebui să ne spătuși cu persoanele care nu plătesc niciodată. Și beneficiază. Măsurile se iau, le rămân în conturi acolo, când îi prinde, încasăm. Acum, anul ăsta, cât de cât e o leacă. Mai bine, zic eu, parcă de anul în față de anul trecut. Au început oamenii să mai conștientizeze lucrul ăsta și văd câți mai... Să mărește cantitatea de gunoi. Și să mărește cantitatea de gunoi. Acolo e marea problemă, că să mărește cantitatea de gunoi. Dar ne plătim în funcție de persoane. Da, plătim în funcție de numărul de persoane. Problema e că operatorul tot timpul vine și ne spune, domnule, educați cetățenii să nu mai pună în pubele frunze, lemne, rumeguși. Vă mulțumesc, mai bine de la construcții, pietre, dracu, lacoi. Deci, cum pe doar legislare, selectiv. Mai bine cum se este? Păi să stea care s-a dus. Nu, e acasă, fiecare... La fiecare cetățean, nu. Deocamdată nu știu nimic, nu am fost informat în... în sensul ăsta, doar că nu se folosesc acele containere pentru deșeuri vegetale. Alea care au deci, fost date. Vegetale, alea trebuie spuse la procesele. Da. Să nu la țară și doar chiar să nu poți de grădină. Păi cum dacă voi chiar v-am containere? Da, în sensul. Păi da, alea de și nu se folosesc și văd pe cupele flori. Știi discuția că mături în curte și pietroaie și toți îi pune în tombelan. Nu,
Iar la celălalt voi, cu siguranță, nu vor mai fi acceptat. Și în cazul ăsta, dacă nu facem o reconfigurizare la populație, eu o să revin în mașina cu gunoi înapoi și o să vedeți la balabă. Dacă la celula 1 s-au mai acceptat, că așa au fost, până când vom fi conștienți că trebuie să selectăm gunoiul, nu vă spun câte adrese să avem venite din punct de vedere a colectării gunoiului, că ar trebui în 2020 să procentul de 50%. Deschidem o rampă la bără. Eu încerc din, pe orice cale să ajung la procentul ăsta fără ce ne dă ei. Adică prin oamenii care încă mai verifică fervelul vechi, prin societăți de pe jurul nostru care mai verifică uleiul, acumulatorii, amelopii. Anul trecut am făcut planul, sper și anul ăsta, nu știu domnice cum stăm, dar ar trebui o leacă văzut, cam procentual cum stăm, să vedem ce soluții găsim, să ne ducem măcar la 20 și ceva la sută spre 30. Din gunoiul menajer a început să ne dea procentele de selectare și operatorul, dar cantitățile sunt foarte mici. Da. Dacă mai așteptat de discuții. Nu. No. Deci supun la vot. Avem regulament de servicii de dezbătut prea mult. De nici am vot. Cine este pentru? La nimic. Toată lumea. Da. Domnul Cipotar nu a spus mai votat. Nu, a votat, ori de camă, ori de camă. Da. E mai rapid. Da. Am văzut pentru noi, da? Domnul primar. Domnul primar. Păi în vătării, care le-a supimentat. Așa e denumit. Îl duc eu gunoiul la vătrânica aia, pe tot numit-o aici, da? Îl duc eu la tomberon, dacă nu se mărat. La tanții. Îl duc eu. Mă angajez eu pentru ea, atât pentru mine, că nu am pretenții cu adresa. Poate vezi. Una e să mergi 20 sau 50 de metri și alta e să te duci jumătate de kilometru cu sacul în spate și tot trebuie să dai bani. Nu-i cu adresa. Dacă te angajezi pe vitele și la medic, la podul lui, și nu poate intra la mașina. Nu, la mata nu vin. Dar de ce? Tu nu știu dacă mai pleci. Bun, trecem la următorul proiect de hotărâre. Să-și la cerul și pe marginea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Primarul Comunei Parava, județul Bacău, având în vedere legea numărul 2 din 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, prevederea articolului 49 din legea 273/2006 republicată privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, prevederea articolului 36 alineatul 4 litera A din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001 republicată privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, și examinând raportul domnului regitarul Ileanu, contabil în cadrul primăriei Comunei Paraba, prin care se solicită rectificarea bugetului local, și în temeiul prevederilor articolului 45, alineatul 1, colaborat cu prevederile articolului 115, alineatul 1, litera B, din legea administrației publice locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Față de cele prezentate, vă rog analiza și aproba prezenta hotărâre. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Parava. Consiliul Local Parava, județul Bacău, având în vedere legea numărul 2 din 2018, privind bugetul de stat pe anul 2018, prevederea articolului 49 din legea 273 din 2006 republicată, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, prevederea articolului 36 alineatul 4 litera A din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001 republicată privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, examinând raportul domnului regitarul Iuliana, contabil în cadrul primăriei Comunei Parava, prin care se solicită rectificarea bugetului local, expun de motivele primarului Comunei Parava, județul Bacău, și în temeiul prevederilor articolului 45 alineatul 1, colaborat cu prevederile articolului 115 alineatul 1 litera B din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Parava, județul Bacău, conform anexei 1, ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se modifică lista obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local sursa AP pentru Comuna Parava, județul Bacău, conform anexei 2, ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 3. Cu ducere la îndeplinire a prevederii prezentei hotărâri răspunde
domnul Dedi Costel, primarul Comunei Parava, împreună cu compartimentele de specialitate, iar prin grijă secretarul Comunei Parava, prezentă hotărâre va fi dusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Instituția Verdictului Județului Bacău, în vederea exercitării legalității, trezoreriei Bacău, primarul Comunei Parava, compartimentului contabilitate. La partea de venituri se suplimentează cu suma 100.000 lei, din care sume din excedentul bugetul local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, capitolul 40.14.00, se suplimentează cu suma de 100.000 lei. La partea de cheltuieli se suplimentează cu suma de 100.000 lei. La secțiunea dezvoltare se aduc modificări astfel. Capitolul 51, titlul 71, achiziție camion, se suplimentează cu suma de 100.000 lei. Bine ar fi să fie orea că și domnișoara contabilă îmi să dea niște explicații mai clare, că cred că e nevoie. Da. Cum vă spuneam în ședința anterioară, eram în procedura de achiziție pentru camion. Procedura s-a finalizat, deci camionul îl avem. Am semnat dimineața raportul procedurii finalizat ieri. În timpul ședinței sau după, o să semnez adresa către ofertantul câștigător să limităm pentru vineri la semnarea contractului. Deci avem un câștigător? Da, avem... Cine? Ce firma? Nu, mă refer camion. A, camion Ford. Ford. Da. Era Renault. N-am avut niciun motiv sau nu au avut niciun motiv de respingere. Ieri li s-au cerut ordinul de clarificări. Da, pentru că am cerut în caietul de sarcini să avem timp de reparații la minim 30 de kilometri. Știu că a fost o cerință de asta, în care să fie nevoie, oamenii au răspuns undeva prin izvoare. Acum, camionul probabil că l-au pe stoc, nu știu dacă l-au uit, să duc la ce leau de bune leau, nu știu dacă au și echipamente. Dacă la prima procedură ne-au scăpat cumva niște date tehnice minore, eu am solicitat ca sărărița să fie din oțel inoxidabil, s-a făcut o confuzie, s-a cerut lama din oțel inoxidabil și cuba din oțel. Cu avizul a FIR Iași, m-am dus personal acolo și mi-am susținut punctul de vedere, mi-au dat voie să modific, ca de data asta să fie sărărița din oțel inoxidabil, cu instalație de clorură pe ea, că pentru drumurile asfaltate și cu acostamentele de beton, să putem folosi instalația de clorură, și cu volumul minim de 1 m3, pentru că dincolo am spus sărăriță, sărăriță, nu s-o gândit nimeni că trebuie să dăm un volum. Vin eu cu sărăriță de 2 m3, ai încărcat-o, te-ai dus până la Nicolae Marcu, deci vin la pus-o în caș. 1 m3 e o sărăriță destul de voluminoasă, nu puteai să spui că faci o... avantaj cuiva care are numai de peste 8 cubi, nici lua la mic, era o clauză care a acceptat-o și a fost. Deci, câștigătorul mi-a semnat contractul și... Mi-a semnat contractul, în contractul pus în draftul de contract, pe care l-a pus la, în procedură, spune că în 60 de zile de la semnarea contractului este obligat să aducă echipamentele, mașina echipată cu echipamentele solicitate. Eu mi-aș dori mai mult. Am fost personal la Iași săptămâna trecută, pentru că mă gândeam că omul ne aduce camionul. Noi, în termen de 60 de zile, ar trebui să, sau 30 de zile, parcă nu, ar trebui să-i facem plata. Da? După ce îi facem plata, aduc procedura la Iași, ne-o avizează ei. Și ei, în maxim 60 de zile, ar trebui să ne facă plata. Și mă gândeam să fac cumva, să nu ne dea bani anul ăsta, a fi rupt, să prelungim noi perioada, ca să nu ne dezim cu bani în cont, pe 25 decembrie, și să ne ia, să ne ridice Ministrul Finanțelor. Lucrul ăsta s-a discutat la nivel Ministrul Finanțelor, Ministrul Agriculturii, să nu se atingă de banii din conturile primarilor care le au cu finanțare europeană, pentru că contractele sunt multianuale și nu se știe când se termină procedura, iar noi o să avem nevoie de bani acolo. Se pare că nu ne vor lua, în funcție de cum ne... Ținând contractul și în funcție de cum ne furnizează camionul, imediat am plecat la Iași cu procedura ca în maxim 2 săptămâni să primim și banii de la ei. Pentru că lucrăm intens pe segmentul de drum școală Teiuș și Capăt. S-ar părea că săptămâna viitoare vedem negru. Dacă vremea e favorabilă, poate ține cu noi și gata cap-coadă, adică se înseamnă șări goale, betonate, șanțuri. Și am avea nevoie de bani acolo și ne-i dăm.
Domnul contabil, le explicați de unde am luat banii și pentru ce dă banii, cât a fost, care a fost prețul la proceduri cu TVA, fără TVA? Pentru camion. Prețul cu TVA este 56.600, prețul fără TVA este 56.600, eu am buget, am primul 58.000, n-am primul TVA-ul, acum facem în rectificarea de astăzi, adaug și TVA-ul în buget, sume din excedent, cu tot cu TVA ajungem la 700 și ceva de mii de lei. Pentru asta aveți nevoie de bani. Pentru că să-l achităm integral, să... Și ca să putem achita că... Noi când am avut prevăzut acolo... 58.000. A, și trebuie diferența. Da. Încă 100.000 de lei ca să putem achita. Bine, după care, da, o să ne vină înapoi... O să ne vină înapoi partea de 60.000 de euro care este eligibilă. 279.000 de lei primim înapoi. La ședința anterioară, dacă toți discutăm despre buget... Banii ăștia i-am luat de la secțiunea de dezvoltare, nu? La dezvoltare, da, din excedent. Din excedent. Aia care-i pusese noi pentru... Nu. Nu-i pusese pentru nimic. Îi lăsesem... aveam, aia aveam. Îi lăsesem acolo pentru... I-a lăsat la nume pentru... Da, la ședința anterioară s-a prevăzut niște bani pentru sala de la școala veche. Da. 10.000 și ceva. 10.000 și ceva. Eu am discutat cu un devizier să facem un deviz. Problema e că chiar dacă facem devizul, chiar dacă știm exact ce ne trebuie și cât ne costă, nu putem intra în neam. Atunci, la timpul ăla, nu fusese însă. Vă știam doar că sunt depozitate ceva din școală. Deci până când nu finalizăm școala, nu putem intra în neam, pentru că acolo este full din podea până în tavan cu materiale de la școală. Bănci, birouri, nu știu ce mai e acolo. Banii aia o să trebuiască să-i luăm, să vedem, domnișoară contabil, că noi credem să mai avem nevoie, să-i folosim un alt scop, să nu ne rămână în excedent, să-i pierdem. Bun, ne putem gândi și noi, Da. Da, până la urmă și eu o să fac deviz acolo. O să fac deviz cu ce lucrări ar trebui. Vedem cam cât este o valoare pe materiale, eventual manoperă, pentru la anul. Anul ăsta nu e nici timpul necesar și v-am zis, este plină cu materiale din școală. Asta e așa ca o informare. Vom vedea în ședința următoare. Nu i-am pus acum pentru că efectiv nici nu ne-am gândit și voiam să vedem cum avansăm cu drumul. Poate reușim să terminăm drumul și să-l finalizăm, să știm că l-am finalizat și ca execuții și ca plată. Să nu ne mai încurcăm la anul cu plăți, cu datorii. La drum, de ce trebuie să ne vină nou înapoi de la camion? Da. Acolo. Îi punem la drum. Acolo. Acolo. În mare. Mare. Nu văd să apară nu știu ce probleme, cum au apărut pe segmentul ieșirii de Stradelan, de Iuș, drumul județean, se pune piatra spartă astăzi. Deci dacă până la piatra spartă nu a apărut nimic deosebit, să spunem că nu știu, cimlaște, nu știu, în lecări teren, n-are ce să mai apară decât. Totuși ar trebui făcut și asta la altă, la Valea Leac, cu șansa în primul profilat alea. L-aș făcut. L-am văzut, da. Da? Numai că ne-am oprit acolo, când ne suprapuneam mașinile noastre cu mașinile lor. Continuăm. Vom continua. Mai trebuie pus și vreo două, trei mașini de balastru. Mai trebuie. Da. Dar ei circulă pe traseul ăsta, venind cu gata de acolo, s-a obligat să circul pe traseul ăsta. Și nu ne încurcăm. Nici noi nu lucram, nici ei nu lucram. Traversarea la Bursul, acolo, se oprește. Nu facem un șanț care duce. Canalul la Bârâu. Aia a fost condiția cu drumul județenii. Ca să fac acea traversare, eu trebuie să fac șanțul. Da? Am mai lăsat șanțul acum nefăcut, pentru că mai este o tarla de porumb de cules. Îți cu ochii pe el, în momentul când o culești o rașterat acolo, cupa trapezoidală pe buldo excavator și îi duce cu șanțul până la Bârâu. Asta e condiția. Că altfel nu accepta drumul județenii. E cază de câte ori am stat cu doamna directoră la drumul județenii și am adus-o aici pentru segmentul ăsta de drum. Pentru că acest drum trebuia făcut tratament pe el cap-coadă. Deci înseamnă kilometrul 0 Valesea, cât kilometrul el la noi la Troiță, la Parava. Și totuși s-a făcut prea îngust, nu știu. Îngust? Îngust? Cum? Nu, e prea lat. E prea lat? Nu, vorbesc de și... Da, traversarea e acolo. Da. Dar nu poți mai pe ăla. Nu, traversarea e acolo. Nu trec mașini din tonaj. Da. În mod normal, această lucrare ar fi trebuit să o facă Sembrutul, că avea contract cu ei și am discutat cu ei și am zis, bun, eu am acele
Rigole care o sabele de 50, deci de la 50 îți rămâne 30 de siderea. Insistă la doamna director sau la cine va veni să-ți construiască, să-ți facă de 70, să-ți rămână minim 50 lumina între ele. Eu zic că e bun. Dacă reușim să-i facem șanță și oamenii vor fi conștienți și nu ne vor acoperi, și să ducem apa toată la părăul de acolo, o mai ieși și în drum, dar nu o să mai iasă atâta. O mai lua și în dreapta către Străoani. Dar nu o mai ieși tot drum. Și dacă ai traversat din cortul la... La monument. Spre monument tot la fel. Spre monument. Da, nu, acolo e făcut. E făcut de pe drumul nostru comunal. Se duce în față la rugătate de robot. Aia e. Nu, nu, nu. Canalul scurgerii continuare s-a făcut aici. Și-o băga niște paie acolo de ăla și-o închis. Bun. Dacă acum sunt discuții pe imaginea proiectului de hotărâre respectiv. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Da. Mai aveți un proiect de hotărâre, nu? Domnul primar, da. Ai cuvânt. Da, după aceea de la socială. Expunere de motive de marginea proiectului de hotărâre privind planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Parava, județul Bacău pentru anul 2018. Primarul comunei Parava, județul Bacău, având în vedere, se vede articolul 112 anul 3 litera B și al articolului 115 anul 1 litera A din legea numărul 292 din 2011, asistenței sociale cu modificările și completări ulterioare. Examinând raportul doamnei Chifani Elena, consilier în cadrul primăriei comunei Parava, prin care se solicită aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Parava, județul Bacău pentru anul 2018. În temeiul prevederii articolului 45 alineatul 1 și colaborat cu prevederile articolului 115 alineatul 1 litera B din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Parava, județul Bacău pe anul 2018. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Parava, județul Bacău pentru anul 2018. Consiliul local al comunei Parava, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în luna iulie 2018. Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Parava, raportul compartimentului de specialitate și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Parava, prevederea articolului 112 alineatul 3 litera B, ale articolului 115 alineatul 1 litera A, de legea numărul 299 din 2011, asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare, prevederea articolului 36 alineatul 2 litera D, alineatul 6 litera A și ale articolului 45, articolul 47, articolul 115 alineatul 1 litera A și ale articolului 117 litera A, din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Parava pentru anul 2018, conform anexei numărul 1, ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Cu ducere la împlinirea prezentei hotărâri se înființează compartimentul asistenței sociale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parava. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului județul Bacău, primarului comunei Parava și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Planul de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Parava, județul Bacău, pe anul 2018. Obiectivul general. Înființarea și dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale la nivelul localității, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea calității vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii comunei Parava. În conformitate cu prevederea articolului 112, anul 3, litera B din legea asistenței sociale pe Asistenții sociale numărul 292 din 2011 și în concordanță cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați la nivelul comunei Parava, județul Bacău, pe perioada 2018-2025. Planul anual de acțiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătățire a sistemului de asistență sociale, date privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființat programul de contractare a serviciilor din fonduri publice. Bugetul estimat și sursele de finanțare, propuneri elaborate de Serviciul de Protecție și Asistență Socială pentru dezvoltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale comunei Parava. Grupuri țintă. Persoane defavorizate cu nevoi speciale care fac obiectul măsurilor propuse prin planul anual de acțiune. Copii și familii aflate în dificultate. Persoane vârstnice. Persoane cu handicap. Copiii căror părinți sunt plecați în străinătate sau în divorț. Victimele violenței domestice. Alte persoane în situații de risc.
cum ar fi persoane fără adăpost, fără acte de identitate, persoane cu deficiențe fizice, dar care nu sunt decadate într-un grad cu handicap, tinerii aflați în risc de abandon școlar, în situație de abandon școlar, recruși de cei ce au potențial predelicvent și delicvenți, cei cu handicap sever sau sindromul Down, autism, boli psihice sau alte boli. Beneficii sociale. Venitul minim garantat. Plata ajutorului social se efectuează de către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Bacău. În comunitate cu prevederea legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, la începutul anului 2018 se află în plată un număr de 9 dosare cu un număr total de 272 de beneficiari. Din fondurile de la bugetul local se plătește ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social, suma necesară privind plata acestora fiind prevăzută în bugetul anului 2018 de 29.000 de lei. Indemnizația și plata asistenților personal ai persoanelor cu handicap grav. Indemnizația și plata asistenților personal ai persoanelor cu handicap grav se acordă conform prevederilor legii 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare și ordinul 794 din 2002 privind modalitățile de plată a indemnizației cuvenite părinților sau reprezentanților legale ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal. În conformitate cu atribuțiile acestor legi, rolul instituției noastre este de a monitoriza atribuțiile ce le revin asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în vederea ameliorării situației acestora, astfel încât aceștia să primească îngrijire specială la nivelul la care situația cere. Persoane cu handicap sunt acele persoane cărora datorită unor afecțiuni fizice, psihice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psihologice, la un asistent personal. La începutul anului 2018 avem în plată un număr de 10 asistenți personali și un număr de 28 de indemnizații de însoțitori. În bugetul anului 2018 a fost prevăzute cu prioritate sumele necesare plății acestor prestații, respectiv 657.000 lei. Ajutoare de urgență și ajutoare de înmormântare. Ajutoare de urgență și ajutoare de înmormântare se acordă în baza legii 416 din 2001 cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru situațiile aprobate prin hotărârea Consiliului Local Palava. Sumele necesare fiind de asemenea prevăzute în bugetul anului 2018 de 5.000 lei. A fost 5.000 lei, dar la ultima rectificare eu trebuie să suplimentăm că au mai apărut cazuri noi, neprevăzute. Ajutorul pentru încălzirea locuinței. Conform ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70 din 2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă din transferul de la bugetul de stat familiilor și persoanelor cu venituri reduse. Numărul de familii beneficiare pentru perioada sezonului rece noiembrie 2017-martie 2018 este de 94. Sumele necesare plății se asigură de la bugetul de stat prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău în cuantum de 36.000 lei. Alocația pentru susținerea familiei. Alocația pentru susținerea familiei se acordă în baza legii 277 din 2010 privind alocația pentru susținerea familiei ca formă de sprijin pentru familii cu venituri reduse, care au îngrijire copiii în vârstă de până la 18 ani și care frecventează cursurile de învățământ. Sumele necesare plății acestor drepturi se asigură de la bugetul de stat prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău. Numărul familiilor beneficiarii este de 95 cu un număr de 299 de membri. Protecția copilului. În baza legii 272 din 2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, după ce au fost epuizate măsurile pe plan local stabilite prin întocmirea unei fișe de observații, a fișei individuale, a planului de intervenție și a planului de servicii, sunt propuse diverse măsuri de protecție, ca de exemplu, plasament familial, supraveghere specializată la domiciliul părinților sau reintegrarea în familie naturală a copiilor care au beneficiat de măsuri de protecție. Propunerile sunt înaintate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție Copilului, Bacău, care analizează situația minorilor și instituie o măsură de protecție specială trimestrială. Vă sun eu în 20 de minute. Bun, sunt într-o ședință și vă sun eu, cum am terminat. Vă salut. Da, unde am rămas? Așa, situația minorilor și instituie o măsură de protecție specială. Trimestrial, copiii sunt monitorizați prin întocmirea unui raport de vizită. Servicii acordate victimelor violenței în familie.
Prin compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei Comunei Parava se acordă servicii de informare și consiliere. Metode de prevenire a abuzurilor și încurajarea victimelor să apeleze la un specialist care o poate ajuta să planifice și să facă acțiunile necesare pentru a schimba sau a ieși din relațiile de violență într-un mod în care să rămână în siguranță. Protecția copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate. Părinții sunt informați și consiliați cu privire la procedura de delegare a autorității părintești conform hotărârii 691 din 2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Serviciile Publice de Asistență Socială și a modului standard și al documentelor elaborate de către acestea. Pentru anul 2018, Primăria Comunii Parava, Județul Bacău, prin compartimentul asistență socială, își propune următoarele obiective generale. 1. Crearea unui sistem coerent în ce privește activitățile de asistență socială în Comuna Parava. Prin înființarea compartimentului de asistență socială. Prin înființarea și actualizarea continuă a unei evidențe cu date care să cuprindă beneficiarii, nume și prenume, vârstă, nivel de pregătire școlară și profesională, etc. Obiectivul 2. Eficientizarea activității privind acordarea prestațiilor sociale care intră în atribuțiile compartimentului de asistență socială, prin stabilirea sarcinilor, prin actualizarea procedurilor de lucru, prin aducerea cunoștință și înșușirea procedurilor de către persoane cu atribuții în domeniu. Obiectiv 3. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor de natură socială în funcție de nevoile identificate. Prin identificarea nevoilor, prin consultarea cu partenerii reprezentanți beneficiarilor și alți factori interesați din comunitate și stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale și a unor obiective comune în acest sens. Prin folosirea experienței acumulate și consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, stabilirea unor obiective concrete. Prin referirea cazurilor spre instituții sau organizații furnizare de servicii sociale sau de altă natură prin care se asigură continuitatea intervenției. Obiectivul 4. Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale. Asigurarea unor servicii sociale de calitate și adaptarea nevoilor comunității prin calificarea continuă a personalului. Evaluarea continuă a personalului și a nevoilor de formare profesională a acestora. Monitorizarea și evaluarea continuă a calității serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens. Acordarea de servicii sociale flexibile adaptate nevoilor beneficiarilor și în funcție de prioritățile identificate în norma evaluării și monitorizării. Obiectiv 5. Promovarea activităților de asistență socială în comunitate. Realizarea unor companii de informare în comunitate despre asistența socială și rolul acesta în comunitate. Realizarea și distribuirea de materiale informative pe teme de asistență socială. Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituția noastră. Responsabilizarea comunității cu privire la problematica socială și conceperea unor programe de acest sens. Implicarea comunității locale în susținerea și dezvoltarea activităților derulate. Obiectiv 6. Promovarea prevenției ca măsură de importanță majoră în activitatea de asistență socială. Identificarea persoanelor aflate în situații de risc social. Informarea și consilierea persoanelor aflate în situații de risc social. Implicarea partenerilor și altor factori interesați din comunitate în activitățile de prevenție. Monitorizarea. Monitorizarea planului anual de acțiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcție de acești indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care le-au stabilit. Responsabilii cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în planul anual de acțiune sunt autoritățile administrației publice locale și persoanele aflate în subordinea acestora în funcție de atribuțiile și fișa postului fiecărui. Indicatorii folosiți în scopul monitorizării au fost stabiliți în funcție de acțiunile propuse în planul anual de acțiune pe anul 2018. Pe parcursul procesului de monitorizare și evaluare se vor lua în considerare următorii indicatori. Prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială. 2. Existența unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare și consiliere. 3. Realizarea unui studiu privind situația beneficiarilor de servicii sociale. Planul de acțiune se va realiza în condiție unei verificări periodice a nivoilor beneficiarilor de asistență socială, așa cum este prevăzut și stabilit în legislația în vigoare. Atingerea obiectivului în plan de acțiune privind măsurile sociale și măsurile de asistență socială se realizează conform bugetului de venituri și cheltuieli în care sunt cuprinse investițiile și sumele alocate pentru asistența socială pe anul 2018. Inițiator, subsemnat. Sună frumos, nu? Da. Ce are cine? Da, cine am spune ce am făcut voi? De ce? Da. Păi am spus în nespunerea de motive, domnul Bogor. Ia spune, încă o dată.
Deci, citesc că îi spune de motive. Îi spune de motive pe marginea proiectului de hotărâre privind planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Parava, județul Bacău, pentru anul 2018. Primarul comunei Parava, având în vedere prevederea articolului 112, anul 3, litera B, și articolul 115, anul 1, litera A, din legea 292, pe 2011, asistenței sociale, cu modificări și completări ulterioare, examinând, da? Și pe urmă vin cu un alt paragraf legal, care vin spunând, temeiul prevederea articolului 45, alineatul 1, colaborat cu prevederea articolului 115, alineatul 1, litera B, din legea administrației publice locale 215 de 2001, cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului Local acest plan. E foarte nu frumos. Dar dacă nu unii l-ați băgat acum la... suplimentare. De unii putem să... Tot din anul ce... Ai referent? Compartimentul nu a putut chiar să... facă înainte cu 5 zile ca să putem să avem și noi. Proiectul mi-a fost adus la cunoștință undeva în luna iunie. L-am pus în dezbatere publică, ca așa îmi cere legea, timp de o lună de zile. Trebuia să intru cu el în luna iulie, să supun atenției domnilor voastre, numai că spre rușinea mea. Și am trezit cu un control de la AGPIS. Așa, care ne-a întrebat, voi ați aproba prin Consiliu, așa? Și mi-am adus aminte prin... n-am aprobat prin Consiliu. Acum, domnule voastră, dacă vreți să-l aprobați, dacă nu veniți, dar puteți veni cu modificări, nu, mică potrivă. Ideea este că vreau să mă credeți pe cuvânt de onoare că am lucrat foarte conștiincios la el. Am adus cât am putut eu la momentul respectiv îmbunătățiri la el. În sensul că și eu și Ioana Chicoane ne-am consultat și am încercat să adaptăm planul ăsta. Cum să vă spun, specific unui localității. Nevoie. Adică ne-am gândit, domnule, care ar fi nevoiile localității, cam cum ne-am pliat, ce ar fi necesar, cum să facem și care sunt și posibilitățile noastre ca și primărie să ne putem implica. Așa, să scriem pe hârtie frumos și mult și bine. Păi, haideți să luăm vreți prea multe. Da. Fiind oarecum de specialitate și... Nu, dar suntem obligați să-i prevedem. Dacă apare un caz. Da. Putem ști că nu apare? Nu putem ști, da? Deci suntem obligați să-i trecem. Adică să nu rămână nimeni pe din afară. Categoric. Da. Pentru că va fi discriminare. E dacă ok, face. Sigur. Dacă nu, trebuie să cuprindem pe toată lumea, practic. Avem caz în comun. Doar că s-a... Păi nu, am întrebat când se face, că nu știu eu. Da. Eu nu am de unde să știu, dar știu că sunt obligată să prevăd fost... toate situațiile posibile. Înțelegeți? A fost dus în Bacău. A, da, în Parava a fost. Da. Haideți să luăm așa. Primul obiectiv. Crearea unui sistem coerent în ceea ce privește activitățile de asistență socială și așa. Înființarea compartimentului de asistență socială. Noi avem un compartiment de asistență socială, dar nu este nici acreditat, nici licențiat. În acest moment se lucrează. Doamna Chifane, și acest plan este parte importantă a documentației pentru acreditare. Urmând, licențierea unui caz. Dar era altceva. Asta e altceva. Deci sunt mai multe componente care împreună converg spre această acreditare. Înființarea și actualizarea continuă a unei baze de date. Asta se lucrează continuu la baza de date. V-ați propus că cumva, la sfârșitul anului, să fie dată data asta de actualizare, să fie actualizată și introduse date în altă proiect de hotărâre, parcă mai bună. Aia era pe registrul agricol, nu pe asistența socială. Eficientizarea activității privind acolarea prestațiilor sociale ca din atribuții de compartimentului de asistență socială. Stabilirea sarcinilor de lucru. Asta vine în urma acreditării. Ce înseamnă? Trebuie, după ce vom fi acreditați,
teoretic aplicat standardele managementului de caz, care sunt cumplite, să spun. Sunt conform de la calitatea 2018. Deci, spre asta timp. Eu știu despre ce e vorba acolo, e. Da, aici la acreditare noi avem o problemă, pentru că eu am încercat, că am avut tentativa de a face acreditarea asta și la acreditare știu că ar trebui să avem serviciu, păi, nu compartiment. Trebuie, da, dar trebuie acreditat-o cum ar fi, se va acredita. Se va acredita și compartiment? Se va acredita și compartiment. Deci eu. Păi toate primăriile din astea n-au servicii, au compartimente de asistență socială. Nu, sunt primării cu număr mare de locuitori care da, au fost obligate să aibă servicii. Da, gen Bărcescu, Răcăciun, Dofteana, Comunii cu... Nu e cazul. La noi nu era nici cazul și nici acreditare, dar mă rog, dacă... Obiectivul numărul 3. Legislația vine după noi. Dezvoltarea... Dezvoltarea și diversificarea serviciilor de natură socială în funcție de nevoile identificate. Și aici sunt niște item, niște criterii. Identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanții beneficiarilor și alți factori interesați, ceea ce se face și acum, da? Că vine omul cu problema și spune ce problemă ai, cam cum crezi că te-am putea ajuta sau lucruri de genul ăsta. Sau ne autosesizăm. Sau ne autosesizăm. Folosirea experienței acumulate și consultarea persoanelor implicat. Ce înseamnă asta? Că discutăm cu medicul de familie, cu poliția, cu tot preoții, cu preoții, cu toată lumea care are competență pe protecție socială, da? Evident. Referirea cazurilor către instituții sau organizații. În momentul în care realizăm că ne depășește pe noi pe plan local, redirecționăm cazul către instituția competentă. Sau cu acele protocoale care le avem cu acele fundații. Evident, organizații furnizoare de servicii sociale. Obiectivul numărul 4. Deci nu sunt doar pe hârtie, asta încerc să vă spun. Chiar am încercat să le punem pe bune aici. Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale, asigurarea unor servicii de calitate și adoptarea nevoilor comunității prin calificarea continuă a personalului. Acum, în funcție de cum vom avea și noi bani, resurse mai trimitem la formare profesională. Dacă vedem, se vede. Evaluarea continuă a personalului și nevoilor de formare asta. Evident, în fiecare an vor fi evaluați nu numai personalul de la asistență socială, tot personalul trebuie acum, în decembrie, domnul primar trebuie să facă... Domnul Telibaș a întrebat de un caz special, e vorba de cazul Bucă Vasile, Pacec, cum știe toată lumea. Da. Eu am mai spus, sunt în ședință, mai spun și acum, deci cazul Pacec este un caz special pe care eu chiar sunt cu ochii pe el, îl vizez mai ales la perioada iarnă-zăpadă, pentru că știu cam ce face. El are un grad de handicap, la gradul 2, grad care îl are din copilărie, problema cu mâna care știm cu toții. După un șoc, vreau să fără niște bani într-un cont la CEC, se pare că are și alte probleme neuropsihice. Aceste probleme neuropsihice sunt rezolvabile la el. Adică eu personal am dus de 3 ori la spital, la neuropsiatrie, după 3 zile de tratament în care omul nu consumă băuturi alcoolice, este foarte limpede. După 2 săptămâni era ok. Da. Mă sună domnișoara doctor, șefa secției neurochirurgiei la Bacău, vină și ți-l ia. Am făcut presiuni la Comisia de Stabilire a Gradurilor de Handicap. Am fost personal acolo, am insistat și spune domnul primar, dar le vezi treaba în la primărie, nu ne dai nouă dispoziție aici ca să dăm grad cu handicap acestui om. Pentru că vine cu fișa medicală de la neurochirurgie, în care spune că el este sănătos după tratament. El vine acasă sănătos tun până când, nu știu, se scapă iar la un șpiț și iarăși ia căriciorul și iar îl găsesc noaptea pe drum sau iar mă sunt cu poliția de la Bărcescu, că l-o găsesc la Valeseacă. Nu știu și crede că îl face. E angajat la SCSA. Eu am spus lucrul ăsta și nu am spus că... Și nu pot să fac pentru el. În afară de asta, am încercat noi să-i facem să-l internăm într-un cămin de bătrâni. Da. Da? Faptul că are aparținători, n-am reușit. Adică cu pensia lui, asta era doleanța noastră, cu pensia lui plus pensia de handicap care o facem, îl integrăm într-un cămin de bătrâni și se poate întreține singur acolo. N-am putut, au trebuit să facem curatel, are aparținător până la rude de gradul 4 și atunci noi nu mai avem niciun amestec în toată povestea asta. Am discutat cu aparținătorii. Deci aparținătorii sunt nepoții lui. Vorba de copilul Pătrășcan Alexandru, vorba de copilul Costică Margin, vorba de copilul Tudorel Bucă. Și ce nu-ți dea
fata aia care vinde la Peco, la Răcăciun, ora lui Pătrășcan, mi s-a părut cea mai cu suflet din toate și a zis că mai are grijă de el, că l-a luat, că ar face, că ar... Și a mai fost cazul Dorel Bucă, care și el a vrut să implice. Dar el este recalcitrant și nu suportă să fie cumva întreținut, spălat, bărberit. El trebuie să-și facă numărul. Acolo n-ar mai fi asta o problemă. Personalul de acolo e destul de pregătit. Dar personalul de acolo e destul de pregătit, dar un cost într-un cămin de ăsta depășește valoarea pensiei lui. Și noi nu avem și un buget special, mai suplimentăm noi. Dar are aparținători, domnul Trebaș, acum am spus. Aparținătorii de ce nu-și dau acordul? Să știm în siguranță. Păi demersul pentru obținerea materiei l-am făcut eu. Și bani. Știți foarte bine lucrul ăsta. Și în momentul în care omul trebuie să-și plătească bani, nu își mai dă... Și atunci dăm cu capul un obstacol în lege, care spune și dumneavoastră că e izvorul de drept. Și bine spune, are aparținători, pentru că la momentul decesului lui, Dumnezeu știe când va fi... Eu nu știam cum îi spune familia. Acolo se va duce la casă și la pământ acești aparținători. Da, da. Și dăm casa o păcadia, era... Casa păcadia, da. Da, se divide acolo. Da, și atunci nu am avut noi ce să mai facem. Deci ăsta e răspunsul cu domnul. Da, bun. Ce mai... Așa îi mai bat obrazul. Băi Vasile, stai cu minte. Băi Vasile, mai stai pe acasă. Băi Vasile, iar te-am văzut pe domnul. El spune că are serviciu la Drumul Național. El lucrează la Drumul Național. Lucrează până acolo simplu, că ciocănar. Are o grămadă de funcție, omul ăsta. Îi pun ștampilă pe delegație. Mai sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, domnul consilier? Nu. Atunci eu supun la vot. Cine este pentru? Bun. Eu ar trebui să mă credeți. De diverse ar vrea să ascultăm tare despre drum v-am spus. Despre apă vă spun că mâine facem recepție la terminarea lucrărilor. La cei care v-ați propus să faceți parte din comisia asta, care v-ați invitați la drum, n-ați vrut să veniți. Poate mâine mai liber, mai a scăpat de treabă și vreți să veniți. Ce am înțeles că nici la școală n-ați vrut să vă duceți să inventariați deci, l-ați vădat bunurile alea mobile și mobile rămase pe acolo. Înțeles că nu a fost primiția. Nu. Cum e domnul? Numai doar un domnul zi a venit. A fost. Atât. Am început balastarea cu cu balastul de la Apele Române și acolo la ce ai spus, domnul Bucă, că te ocupi și vii să vezi ce se cară, cum se cară, cât se pune stratul, pe unde, cum. În ședință. Bun. Păi m-a chemat în ziua aia care a doua aia pe aveam treaba. Și a doua zi ai zis că vii în parava. Ai zis că mă chem la parava, dar nu mi-ai venit. Nu știu tu care la parava. Am fost și eu telefonat, dar în ziua respectivă. Deci m-ai sunat în ziua aia, mi-ai zis că ar la rădua și a zis că a doua zi mă chem, că sunt car la parava, dar nu mi-ai venit. Eu nu știu ce faci. Da, deci... Lasă așa. Da, o lăsă așa, da. Adică aș vrea să nu mai fi discuții de genul cum spunea de unde ceva așa. Cum, adică toată lumea poate să fie că nu s-o căra pe asta când știi prea bine că s-o căra. Păi nu ar vrea să mai fi discuții de genul. Aia se, dar nu știu că era la urmă. Să te așa la acord, dacă să te așa la acord în curs. Eu nu vă zic cu răutate. Toată lumea se vine că nu am nicio problemă în sensul că ne găsești undeva. Și astăzi am început. M-a sunat acum două zile Miuța pentru jos la putul de apă, pentru mâine. Nu știu, nu știu cu invitații. Aia, a zis că vreți să participați, să cantați invitați la recepție, nu e nici vreo problemă. Dar la balastare pe Rădoaia a fost domnul Viorel și a stat toată ziua cu mine să fără să mănânce. Și acolo a avut și el niște cazuri în care unii vecini nu voiau să pună, alții puneți. Și de asta e rău că ăia vorbesc cu niște consilieri sau cu alți prieteni să nu-i punem pe asta. Poate să spună. Domnul Marcel la Teioș. La Teioș sunt bucuros. Vezi lecția. S-a schimbat? Da. Un pic, da. Acum, Daniel, până la prima domnul ploaie. Florin, domnul Nero, adică mai venit oameni să uită cu domnul Valentin. Ne-a văzut domnul Erică a văzut pe la poartă, adică cât de cât. Nu e nimic asta. Deci pe camion v-a spus? Domnul Ticuță a fost. Ne-a trecuțit cu cartierul lui acolo. O să mai avem o rectificare, nu știu exact când am fost exact la ministerul. Eu domnul Vinci, se poate pune la vorbeată? Trebuie tăiați copaci acolo. Unde, la fonteni? Nu. La biserică, la am mers doar eu, la speranța și n-am văzut să intre. Nu poate să intre. Știu că Gurdu a atingea de acolo. Păi și m-aș prin de asta. Păi nu, am intrat și am ieșit de acolo. Păi nu, am ieșit de acolo. Ești cu Gurdu. Acolo nu am. Eu am băgat acolo, culița aia. Am băgat într-un an bine, dar s-o mai spălat pe... Da, am băgat culița aia, mașina. Cine mai locuiește acolo?
Tată Tincuța au plecat. Nu contează cine locuiește. Este uliță. Dacă avem piatră, punem fiecare uliță. Dar o scoatem de uliță. Da, dar să te iei copaci, nu ce și nu... Nu vrea. Dar nu spune ăștia, că... Cine nu vrea să stai copaci? Pe domeniul public? Dacă e domeniul public, cum să nu vrei? Vrea, nu vrea? Că am rupt cu mașina, nu știu când, nu știu că a fost și acolo la o bară stare, nu mai știu când, a avut 2 ani, sau când am rupt o cracă de nuc de la Vrabii, era dita mai... Dar nu face gălătii, oameni. Dar nu face. Dar unde trebuie? La Duhal, mă știu mai jos un pic, la... Unde la diverse, cine vrea să vrea să stai la diverse? Vreau scurt, scurt, că trebuie să plec curte. Dar la diverse pleci mai rău, le pun iar înainte. Da, nu plec mereu. Deci eu astăzi am pregătesc de ce pentru mâine. Credința urmă de ce pe diverse. Am întâlnire cu un expert judiciar pe o speță... E pe civil, nu e pe penal. Și nu pot să stau. Deci am zis că așa, dacă spuneți ceva și m-ar da. Dacă se batem apa în chiu pe povești care le-am mai spus de nu știu câte ori. Avem ce spune la ședința următoare, la început. Da, ca să nu mai... Dar spuneți ce op aveți. Dacă e ceva care arde, sigur. Dacă... Băi da, dacă ceva care arde... Problema e spontană. Sunt doar la asfaltul atinș. La Păstitul Condor în Corvă, am vorbit cu domnul Cozba și cu domnul Nunu, să rămână poate dimineață. Și e problemul cu canalizare. Poți să fundat. Dacă punem asfaltul. Și acolo se înfundă mereu. Ce facem? Spargem după aia asfaltul și... Dar nu e nevoie să spargi asfaltul. Deci acum ne spargi. Am înțeles din discuția cu domnul Florin și cu domnul Bursuc. Țapa de la deal vine 250 și care pleacă la vale vine 250. Și undeva e... Nu. Nu știu. Discuția lor, o spun. Și acum ne mă dimineață. Nu. Probabil că ești dădea cu presupusul... Adică domnul Bursuc, cred că... Problema e acolo că... După mine... După experiența acumulată, după construcția acestei canalizări, ar mai fi trebuit un cămin de schimbare în direcție. Spuneți-o pe șecare. Colectorul copii cumva curba. Acum cu asfaltarea drumului și ermetizarea capacelor și a căminilor, nu va mai fi cazul să mai intre balastru și nisip în cămin. Asta e, ăsta e motivul în fundă. Să duce balastru și nisip în cămin. Părinte, fără spune altceva. Nu există țeavă mai îngustă. Bun. Țeava coboară de aceeași dimensiune până jos. Pe împărși, asta poate să fie un motiv. Bun, da? Practic, dacă sunt probleme de genul ăsta, de acum remediată țeava aia schimbată, înlocuită, și după aia turnăm asfaltul. Nu spargem după ce facem lucru bun. Dar n-ai treabă de schimbat țeava. Bine, eu am zis. Apoi treabă de spălat corectul. Da, eu am fost acolo. Sâmbătă dimineața am fost acolo. Duminică dimineața am fost acolo. Ia să vorbim cu băieții. Cum știam? Eu am constatat că e înfundată, nu nimeni. Domnul primar a dat alarma sâmbătă, adică ne-au sunat pe toți. Dar balastru acolo care tot e pal, nu tu știi? Da. Parava, da. Nu. Pentru că e logic. Pentru că e logic. Logic? Da. Din spate sunt mormane de balastru și vine grederul. Pe unde trece? Domn primar. Ia grederul, fă-i marș, du-l scoate la detecție, la fănic, să faci loc la mașină, iar să vii. Nu, procedează bine oamenii. Și în avară de asta ne face un mare bine nou. Exact, că tasează. Da, vă dați seama că... Ulița la Gine, acum arată mai puternic ca cu cilindru este. Nu se ferește de greutatea pe asfalt. Am spus motivul pentru că se ferește de a... Deci așa, călca pe urmă. Mai bine și de cazul pe asfalt. Da, ce tasată. Tasatorul are cilindru, este are 40 de tone, cu piatră, cu tot. Se cunoaște la... Se cunoaște unde trece, de la... Domnule primar. Combatorul bate cu vibrație și el ceva. Eu am o dilemă, doamnă. Tabloul ăla electric care a fost tras de către firma aia, nu știu mai cum se numește, pentru internet. Au montat tabloul ăla în curtea școlii. Da. Noi plătim curent? Nu. Nu. Că văd că e alimentat. Păi nu, cum să plătești curent? Păi de asta. Mă gândesc la ce să fii conectat. Nu ești n-am fost beneficiarul investiției noi. Da? În momentul când suntem beneficiarul investiției, avizul ATR ni se dă nou. Și atunci eu fac contract cu... Dar întreabă. Cu Delgado. Am întrebat. Poate comisar. Și noi plătim degeaba, când nu dat drumul la internetul ăla. Nu, domnul Berer spunea că dacă s-ar plăti așa, să facă facilitatea școlii, să le dea net, gratis sau ceva. Dar nu, e grav. Dacă te spui de bani, rar că rău altceva? Mă poate retrage? Mai era o problemă cu... Am zis că eu sunt așa pitinii. Anecucea copiii aia. Vreo 7 copii acolo... Da. De lucru cu cursa școlară. Alu? Păi vii până la pleșca și ai spus să ducă și la ei sus. Dar nebunea sunt vreo 7 copii. Să-mi părăsesc și vădările? Domnul Bucu? Da. Domnul Bucu?
Da, deci nu am așa copii, dar sunt numărul mărișoare de copii, de stanța e mărișoare. Da, și sunt niște copii, au făcut câini, au ieșit în cale. Deci am putea să... Dacă pot avea o discuție cu doamnă, nu suntem consultări mă la traseu ca să fie și programul cu școlii. O cărare directă să coboare... Ba, o cărare directă, dar tot pentru copii. Ducă microbuzul și până acolo, de vreo 7 copii. Da, da, nu, mă referam să coboare spre Neaticuță. Se ia de pe traseu... Nu, că zic că deci cum merge discriminare, cum merge pe vale la... Aia, și ies câini, care... Cum se cheam, la ocre sau... Și ies câini, care urmea asta de pe... Atunci se ducă microbuzul, ia că 7 acolo... A, ce traseu așa. Ei, cât durează ca să urge să... Știu, mi-am notat și am zis cum o... Faptul că școala funcționează, școala de Cușani, mare parte din programul școlii, mi-e greu întâlnirea cu doamna Țigaș, actual director. Vreau să aveți la grădiniță, grădinița fiind mai în găsești școli, grădința, nu? Da, da. Da, așa este. Da, la firma ori, toată lumea zice. Explicați în școala Drăgușani. Nu de aici, la doi pas, mă duc să văd, doamnă, știți, haideți să ne gândim cum facem un traseu, pentru mașa noastră spunem noi o suplimentăm, dar trebuie să suplimenteze și școala. Și școala. Da. Traseul, pentru că dacă toți copiii ar fi să începe cu mașina noastră, sunt încălzit. Da, așa. Trebuie să încălzit și în timp. Da. Trebuie să încălzit și în timp. Schimbăm ăla. Hai, consemnesc ceva? 10 minute în curs. Cu copiii? Da. Deci ce vreți? Prelungirea traseului. Suplimentarea traseului. Prelungirea traseului pe ruta mare. Suplimentarea traseului. Prelungirea. Prelungirea. Păi dacă nu, gata, l-am lăsat. Nu dat o zi bună și o să ne vedem cât de cât s-a dat venit mine înapoi. Deci, traseul Nicolcea. Nu se mai. Și de identificarea Nicolcea. Da. Nu ședință reflectorul Picheli. Da, ședință, stabilim o dată la ședință. 20 noiembrie. 15 noiembrie. 15? Nu chiar pe 15. 20. Să vă spun de ce. Stați puțin. La numărul ședință voi intra cum pe ordinea de zi taxele și impozitele locale. Și am pus în dezbatere publică cu data de 15, deci 30 de zile. Deci după data de 15 octombrie, 15 noiembrie, 30 de zile de se rămână în dezbatere publică. După 15 noiembrie... Dar noi punem ședința, dumneavoastră poate să pune sub ședință proiectul ăla. Păi de rog. Aia nu luați la împinț, fac banii când am pus când trebuie. Bun. Pe, două, pe trei sărbătoare, pe 20 sau 21. Nu, lăsăm sărbătoarea, pe sabele. Dăm după. Punem toți sărbătoare. Păi noi suntem țărani, băi. Noi trebuie să mulțim. Hai, nu mai hai te-ți duci la biserică. Poftim? Nu, nu se termină de cum e acolo. Sărbătoarea asta ar fi ca și eu. Dăm în altă zi, lăsăm. Aș să dai să păi, dar vedem ce spune toată, cum sunt de acord. Părerea tuturor. Când o punem? Oricum, de pe 15 e ce post. Mai devreme. Într-o zi de post. Într-o zi de post. Pare că... Daniel? Stăjanic? Se simte rău. Uite de ce prieten, că ești cu starița la răstire. Răstire. Te bărângă bine, ai grijă. A, cu cheia tu mai ales. Sunt o declară cheia. Raport de avizare.